Moment emoționant pentru rugby-ul băimărean, după ce unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei CSM Știința și-a anunțat retragerea din activitate. Este vorba despre Constantin Ene, care a decis să-și încheie cariera sportivă. Rugbistul în vârstă de 32 de ani a disputat ultimul meci în fața propriilor suporteri în semifinala Cupei Regelui dintre CSM Știința și CSM București, câștigată de băimăreni cu 48-20. Ene a intrat pe teren în priza secundă, reușind să-și marcheze. În aplauzele publicului, Ene a transformat ultimul eseu al meciului. E un moment emoționant pentru mine. Am petrecut 9 ani minunați la această echipă, plină de bucurii și de muncă foarte grea. Însă mă bucur că am făcut parte din această echipă minunată și sper să mi se încheie cariera cu un trofeu. Ultimul meci din cariera lui Constantin Ene va fi finala Cupei Regelui dintre CSM Știința Baia Mare și Steaua București, partidă care va avea loc sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Băimărenii speră să câștige acest trofeu pe care îl dedică coechipierului lor, care se va retrage din activitate. Astăzi s-a retras de pe teren propriu, poate sâmbătă va face parte din echipă și să-i facem o bucurie mare cu câștigarea unui trofeu. Am spus 2 ani pentru noi e mult fără un trofeu și cred că a sosit momentul să aducem un trofeu și să gustăm din nou din bucuria câștigării unui trofeu. Născut pe data de 8 august 1984 în București, Ene și-a început cariera la Dinamo București în 1998. A evoluat pentru Dinamo până în 2002, după care s-a transferat la Metrorex București. În toamna anului 2003 a revenit la Dinamo, părăsind capitala în martie 2004, când a ajuns la clubul sportiv Universitatea Arad. În 2007, Constantin Ene a ajuns la CSM Universitatea Baia Mare, iar 2 ani mai târziu s-a transferat la CSM Știința. Alături de formația băimăreană, el a reușit cele mai înalte performanțe sportive, fiind prezent și la lotul național. Constantin Ene a purtat timp de 2 sezoane și banderola de capitan în perioada 2013-2015. A fost prezent în aproape toate finalele jucate de CSM Știința, atât în Superliga, Cupa României sau Cupa Regelui. Iar în anul 2015 a evoluat alături de echipa băimăreană și Challenge Cup. Constantin Ene își încheie acum cariera sportivă, însă va rămâne alături de echipa care l-a consacrat. Voi rămâne alături, o să mai fac prezența la antrenament, să-i susțin, cel puțin din tribune, o să fiu alături de ei tot timpul. Cu ocazia ultimului meci disputat în Baia Mare, Constantin Ene a primit o plachetă din partea conducerii clubului, precum și o minge de rugby cu semnăturile jucătorilor de la CSM Știința.